Și la final de interviu aș vrea să ne spuneți care este părerea noastră despre conducerea primăriei. Conducerea acum depășește stadiul de partid. În opinia mea, e cel mai bun primar care l-am avut în ultimii 20 de ani. Dar are și o problemă care mie nu-mi place deloc. Nu-mi place pentru că nu abordează și neabordând-o, nici nu face nimic pentru ea. Și aici mă refer la sport-cultură. Este de neimaginat ca într-un municipiu să nu avem absolut nimic. La ultima ședință, ați văzut, am aprobat 2000 de euro pentru acei copii de la judo, care ne fac cinste. Nici aia măcar nu sunt înregistrați pe Oltenie. Vor fi în viitor. Eu cred că dacă primarul s-ar apleca și asupra acestui segment, ar avea în primul rând și el foarte mult de câștigat, dar avea și oamenii de câștigat. Și aici mă întorc la acea petrecere cu IS politic, cu IS PSD, parcă i-a zis, de la Ziua Recoltei. Într-o discuție privată am recunoscut și recunosc și acum în fața camerei că într-adevăr a avut un IS PSD, dar nu eu l-am imprimat. Dar poate mă bucur. IS politic. IS politic și PSD. Dar vă rog să mă credeți că nu eu am învățat ce să spună pe scenă Oana Mizil. Eu am muncit ca un rob să fac acea zi și am avut decența să nu mă sui pe scenă. Chiar credeți că nu pot să leg trei fraze? Să mă fi suit să le spun la oameni trei baliverne? Nu, n-am vrut. Dar dacă veți vedea filmarea, că o aveți, că ați mare parte ați făcut-o, să vedeți oameni fericiți în horă și în sârbele alea. Și cât de puțin trebuie să faci oameni fericiți. Și apropo de acea zi a recoltei, vi se pare normal, sau acum este către acel corespondent al dumneavoastră, Mardare, Marian Mardare. E un critic foarte acerb al PSD-ului, al meu personal. Îi respect dreptul la opinie, dar pe această cale îl invit să vină, să stăm de vorbă. Și aș fi curios să văd ce îmi răspunde când am să-l trimit la voi doi să-i arătați măcar o dată când s-a aprobat aia cu Bila, care mi-a pus-o domnul Cercel. Eu aveam duminică Ziua Recoltei și vinerea montat aia în centru bucății pe care eu o asanasem. Și a trebuit să fac față și la lucrul ăsta. Sau nu știți. N-ați văzut acel panoul înalt de 5 metri cu laturi de vreo 3 metri un triunghi? Bă, da. Cu Bila. Ăla a fost montat pe mijlocul, eu acolo, cunoașteți pajiștea. E o problemă, dacă nu stăteam acolo, făceam scandal mare. Atât de multă mizerie pe acea pajiște, eu nu înțeleg de ce. N-am ținut cont și am băgat oamenii și am adunat toate pietrele, toate peturile, toată mizeria de acolo și după aia am tuns toată iarba și am bătătorit-o.